Salutare, Renedi! Astăzi o să vă prezint o baterie externă de la Vetter care se numește eCharge X-Lite și care arată destul de bine. Vetter este o companie cu sediu în Hong Kong, dar care, spre deosebire de alte companii care au sediul în China, chiar face și își propune să facă produse de calitate. Compania se ocupă în general cu gadgeturi pentru telefoane, inclusiv baterii externe sau suporți pentru telefon, pentru mașină. Aceasta vine în această carcasă, în această cutie, pardon, care arată foarte bine, este colorată, iar bateria arată cam așa. Bateria este ușoară, stă ușor în mână, nu e foarte grea. Am văzut altele mult mai grele, e din aluminiu, ceea ce înseamnă că nu se va încălzi foarte tare, iar în cazul în care se va încălzi, se va și răci destul de repede. Are un design plăcut, este ușor de ținut în buzunar și rotunjită la colțuri, ușor de introdus în buzunar. Într-o parte avem porturile USB, este un port mare USB și un port micro USB. Portul micro USB este folosit pentru a încărca bateria, iar portul mare pentru a scoate curent și a încărca telefonul dorit. Avem aici și un buton, butonul folosim pentru a porni bateria sau a verifica starea acesteia. După ce pornim bateria, aceasta luminează. Inițial arată starea acesteia, există și o legendă pentru asta, să știm, îi arată albastră acum, să știm ce înseamnă fiecare culoare. Iar în momentul când vrem să încărcăm, aceasta își va schimba culoarea. Îmi place că are un cablu din ăsta micro USB care este prins cu un Sky. Asta ne permite să nu ținem tot timpul acest cablu înodat sau, eu știu, în alt fel. Bateria are 6200 de mAh, dar asta înseamnă că are 6200 de mAh la 3,2 amperi, adică la 5V, la 3,2 V, scuze, dar la 5V capacitatea este mai mică, așa că nu vom putea încărca, de exemplu, un telefon cu acumulator de 3000 de mAh de 2 ori. Și îl vom putea încărca de 1,5-1,6 ori. Telefonul meu de față, un OnePlus One, se încarcă de obicei în 3-4 ore. Pentru că are o baterie mare de peste 3000 de mAh, iar cu această baterie se încarcă în același timp, pentru că portul USB de ieșire de aici scoate 2 amperi, ceea ce este foarte, foarte tare, iar portul de intrare poate fi din nou încărcat cu 2 amperi, bateria poate fi încărcată cu 2 amperi, iar încă o chestie, portul de ieșire are electronică care permite să nu scoată tot timpul 2 amperi, și în funcție de telefonul la care este conectat, de bateria acestuia, să-și regleze intensitatea curentului. Cum vă spuneam, bateria este învelită în aluminiu, ceea ce îi permite să nu se încălzească, iar dacă se încălzește se va răci repede. Eu nu am simțit să se încălzească. Are colțurile rotunjite, deci intră ușor în buzunar. Nu e nici foarte grea și chiar își face treaba foarte bine. Și este chiar și foarte aspectoasă. După un anumit timp putem să și vedem în cât timp se încarcă telefonul. În cazul acesta mai sunt 59 de minute până se încarcă full, de la 75%, ceea ce înseamnă că încarcă 25% într-o oră. Nu e rău deloc, având în vedere că sunt ultimii 25%. Cum ziceam, încarcă aproape ca la priză, pentru că scoate 2 amperi. Iar dacă vrem să vedem cum stă bateria, apăsăm aici o dată scurt, aceasta se clipește și luminează o anumită culoare. Putem observa chiar aici pe gradație că albastru înseamnă 85%. Și cam atât. Recomand această baterie, este chiar foarte utilă pentru momentele când telefonul rămâne fără viață.
Se poate găsi de cumpărat chiar în România și o să revin cu niște linkuri în articol, evident. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you.